Salve și bine ați venit la un nou update în legătură cu Farming Simulator 22. Am vești foarte bune, vom avea teren, hai să zicem, semi-3D. El va apărea 3D, deși nu este 3D, el va apărea 3D ochilor noștri. Și hai să vă explic acum cum au reușit oamenii să ajungă la treaba asta. Și anume, vom avea așa, avem Parallax și anume, în Farming Simulator 22, suprafețele vor apărea mai realiste și mai naturale, datorită Parallax Occlusion Mapping. Am implementat-o în motorul Giants 9. Parallax Occlusion va face ca terenul și alte suprafețe din joc să pară mai detaliate și dinamice, dacă caracteristica este activată în setări. Deci avem opțiunea asta pe on sau off, cum vrea mușchiuleanul nostru, și din moment ce i-au dat-o disponibilă în setări, cu siguranță o să ne trebuiască un calculator ceva mai potent pentru a putea rula această opțiune. Să aruncăm o privire și să vedem ce se întâmplă de fapt. Așa, ce este o cartografierea ocluzii paralaxe. Auzi cum se traduce, băi, eu am tradus asta prin Google Translate. Și avem aici o comparație foarte bună între cum e acum, în momentul de față, și cum au reușit oamenii să dea impresia de 3D dintr-o singură textură. De asemenea, când se schimbă lumina, se vor schimba și umbrele, ceea ce fix asta adaugă la realism. Vom încerca să-l explicăm cât mai simplu posibil. Cartografierea ocluziei paralax este o tehnică care mărește practic detaliile unei suprafețe texturate pentru a-i oferi adâncime, adică depth, adică 3D, mai pe românește. La fel ca urmele anvelopelor de pe câmpul tău în șanțuri în pământ. Deci, wow, ok, asta e interesantă treaba, când trecem cu anvelopa se va vedea identura în pământ. Acum sunt mai adânci și iată de ce. În primul pas, Parallax Occlusion Mapping reduce complexitatea geometrică a unui model 3D. Asta pentru că, deși nu este un filtru, este oarecum, cred că doar un script care gândește altfel lumina. Astfel că terenul nu este modelat tridimensional cum este de fapt în SnowRunner. Asta ar fi adus jocul pe nivele noi de complexitate și calculatoarele noastre nu le-ar fi putut rula. Astfel, dintr-o singură textură, oamenii au reușit să o facă 3D și textura aia nu are multe poligoane. Detaliile reduse ale suprafeței sunt transformate într-o textură plană. Când modelul este redat în joc, detaliile suprafeței sunt plasate într-o așa numită hartă a înălțimii. Așa arată. Deci avem mai multe hărți de-astea care oferă depth. Harta înălțimii adaugă practic o adâncime suprafeței așa. Bă, după cum puteți vedea în harta de înălțime de mai sus, cu cât suprafața este mai întunecată, cu atât este mai profundă. Pe baza acestor informații stocate în engine, suprafața este apoi construită în joc, apărând tridimensională și realistă. Acum, bineînțeles, ne explică câteva lucruri super mega detaliate și tehnice, dar mă încântă teribil de mult treaba asta, pentru că uitați și voi ce efect avem aici. Și este un efect pe care cu siguranță foarte mulți moderi îl vor folosi de acum încolo și vom obține practic efectul 3D, dar fără să avem calculatoare super mega babane sau să ne încetinească jocul într-un vreun fel. Deci asta mă încântă teribil, că este și foarte, foarte optimizat efectul ăsta comparativ cu dacă ar fi făcut totul 3D, bineînțeles. Adică nici nu prea îți vine să crezi că ce văd aici este de fapt o textură. Deci asta nu este 3D. Uite-te și tu, cât de tare e asta. Câștigă adâncime și doar un efect vizual. Cât de tare e asta. Deci cum va arăta jocul? Drumuri, câmpuri, pereți și clădiri. Veți observa suprafețe îmbunătățite peste tot atunci când mersul pe jos în jurul valorii. Normal, aici spunea în engleză că, na, eu trag cu Google Translate ca să puteți înțelege like toți, și spunea aici că practic când mergi pe jos în Elm Creek, Erlengrat sau, ei bine, a treia hartă pe care vă vom arăta în curând, ei bine, vom vedea efecte de-astea. Uite-te cum e înainte, după. Înainte, după. Deci clar se vede terenul 3D. Acum, nu știu că contează prea mult că într-adevăr e sau nu e 3D, din moment ce eu îl văd 3D. Dacă îl văd 3D, e 3D, înțelegi? Contează doar ce se vede. Asta este ideea. Și faptul că ei au reușit să facă asta și foarte economic la procesor și placa video, e bine, mă încântă teribil. Uitați-vă în zona asta de aici. Asta este complet plată și după aia devine din prima tridimensională atunci când efectul este activat. Și umbrele astea, albăstrui așa, se modifică în funcție de soare, în funcție de lumină. Asta dă de fapt efectul 3D, care, deci mi se pare o chestie genială, nu știam că există așa ceva. Uite un alt look. Plat 3D. Plat 3D. Zici că este pur și simplu modelul tridimensional. Ia să vedem ce mai avem aici. Aici din nou avem o comparație cu el off și cu el on. De asemenea aici off, asta este o textură și umbra, după cum bine vedeți, este pe partea stângă. Asta înseamnă că soarele vine din dreapta așa. Și oricum te-ai uitat la această textură, ea tot timpul e așa. Pe când aici este schimbată treaba. Se va schimba umbra. Deci mi se pare genial. Așa, ce mai avem aici să vedem? Avem niște close-up-uri în partea asta ca să vedem, uite, exact zona de care vă spuneam. Zonă plată, zonă 3D. Zonă plată, zonă 3D. Zici că sunt texturi complet diferite. Mai jos mai avem tot așa un close-up și hai să vă arăt o chestie foarte interesantă pe care am descoperit-o, bă! Și oamenii au introdus-o aici ca un fel de troll. Din nou, avem zonă plată, mai ales aici se vede foarte, foarte plată. Și aici zonă 3D. Ce sunt eu foarte curios e cum vor apărea urmele pe teren, urmele de tractor. Ei bine, avem aici un detaliu micuț de care vreau să mă leg acum. Și zice aici, da? Drumuri, câmpuri, pereți, clădiri. Deci totul o să fie super mega 3D. Și aici ne menționează Elm Creek, care este harta anunțată, Erlengrat, cea pe care o avem în Alpine DLC și, ei bine, o a treia pe care o vom arăta în curând. Și O-ul ăsta l-am văzut că e verde. Dau click pe O, așa, după care ne duce către un cod binar. Am luat codul ăsta binar, după care l-am translatat în text. După ce l-am translatat în text, mă duce către un videoclip pe Vimeo. Dacă îl copiem, el ne va duce aici. La Rick Ashley, Never Give You Up. Never Gonna Give You Up. No, ia-o pe asta. Troll, maxim sau ce? Mi-a plăcut treaba asta inclusă. Eram foarte curios, știți, zic, muci, n-am căzut în plasă cum ca or fi creat ei un link către o a treia hartă, dar mă gândeam că poate din greșeală au inserat, cine știe, un link către altceva, mă gândeam, știi? Bun, fraților, ăsta este update-ul de care v-am promis ieri și pentru mine e foarte impresionantă chestia asta. Pentru mine valorează mai mult informația asta decât orice tractor care se va adăuga în FS22. Pentru că ce vedem noi aici va schimba total percepția în joc. Și până data viitoare, v-am salutat. Pa, pa!